De dimineață. Mă grăbesc, iubitule, mă grăbesc. Cu toate că nu pricep ce străbizie pe sus. Pentru astenie, nu mi-a spus doctorul. Aruncă diazepanul, dă-l laibii de carbaxin și pune mâna pe undiță. Numai pescuitul o să liniștească sufletul meu răbășit. Da, da, tu nu te pricep, iubitule. Pescuitul cere și el anumite reguli. Păi n-am la mine instrucțiune. Ai luat tot inventarul? Absolut tot. Ai centimetru? Și, și, și. Ai compasul? Și, și, e și, regulă. Și, și, și. Hai. Să vedem unde ne oprim aici. Fiate, trage, uite, mușcă! Mușcă! Fiate, bagă! Poți să trezi, uite! Îți scot, fiate, te bagă mijlocul pe el! Hai, hai, hai! Fiate, stai, ușor, ușor, lasă la mine! Lasă la mine, lasă la mine că e crăpcean! E crăpcean! Ia stai, scoate centimetru! Da, 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 stai! Stai, să vedem ce spun instrucțiile! Da, 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 așa, iubitule, să protejăm pescuitul! Va să zică! Crapul nu trebuie să fie mai mic de 15 centimetri, deci, așa, se va măsura de la mijlocul ochiului până la aripioara codală. Da, bun, da, da, caută-i ochiul. Da, da, l-am găsit, iubitul, l-am găsit. Caută mijlocul ochiului. Salune, la mijlocul ochiului l-ai găsit? Să-ți bate, nu pot, nu pot. Lasă, ține-l bine așa, compasul. De compasul. Lasă, hai și scoate compasul. Caută-i aripioara codală. Vino, caut, dar unde e? Codală. Păi dacă e codală, înseamnă că e la spate. Da, da, da. Caut-o la spate, ai găsit? N-are, 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 dacă cum n-are, n-are. Cum n-are? Ce ai învățat la zoologie? Sau ai fost corigentă? Dacă n-are, n-are, unde? Păi dacă n-are, n-am nevoie de el. Gata, îl aruncăm? Aruncă. Dacă nu e conform instrucțiunilor, nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie. Aruncă-l, aruncă-l înapoi. Stai să vedea că s-a trăit. Ăsta îl iau eu, îl iau eu, că la mine e mai sigur tu. Caută în instrucțiuni. Dar ăsta ce e, tot crăpcean? Cum o să fie crăpcean? Ăsta e din categoria alți pești. Alți pești. Cât trebuie să măsoare? 10 cm de la cap la coadă. Ia vede, așa, desfă compasul. Da, da. Băiatule dragă, ia spune-ne tu, unde ai tu codala, drag? Opa, n-are. Ăștia și-au mâncat codala singuri numai ca să mă bage pe mine în balamuc. Numai de astea, nemernicule, mai bine. Auzi, opa, trage! Ce? Trage! Ce trage? Trage! Trage, păi... Opa, un rac! Auzi, racul e rac, n-are aripioare, n-are codală. Măi, femeie, ia caută-n instrucțiuni. Ce se spune despre rac? Ia zi. Rac. 8 cm de la începutul corpului la sfârșitul cozii. Da, 10 cm. Da. De centimetri. Nu, să-l vedem exact. Nu, nu, aia e coada. Cum o să fie coada, nu vezi care ochi? Nu, aia sunt solți, capul din coate, ochii. O să fie solți de aceea de la oră. Toate ar naiba de piară să poate. De ce juri piepare mai? Pentru că n-are caracter. Eu îl măsor să nu moară nevinovat și el... Bestia mă mușcă! Lasă că-ți spune, uite, are 6 centimetri și jumătate, șapte? Ăștia s-au înțeles între ei. Gata, în apă, gata de aici. Să nu vă mai dă. Opa, opa, iubite la unul mare, uite, are și aripi o codală, uite, trage, hai, trage, iubite, trage, trage, trage! Trage, opa, i-a scăpat, du-te! Du-te și te neacă, Machiavelli! Du-te! Femeie, dă-mi un carbaxin. Trăjit.